Ce-ai găsit acolo? Daniel, ce faci? Vezi? Salut și din partea mea. Eu m-am apucat să fac ciorbița de salată după rețeta soției, pentru că am rugat-o pe ea dacă poate să facă ciorbița și a spus că trebuie să mai aștept, că ea are un pic de treabă. Are ceva de editat și vrea să vă mai încânte cu o rețetă pe canalul de rețete și a zis că dacă e după aia, dar am zis las că poți să faci acolo în liniște, mă apuc eu ușor. N-am făcut niciodată ciorbă de salată și asta e prima oară și am luat acolo rețeta soției și să vedem ce iese. O să pun pe aia să deguste, să vă spună dacă a ieșit cum trebuie sau nu. Și aici ajutorul de bucătar. Cucuc. Cucuc. Poc. Bom. Ce-ai făcut? Așa se întâmplă, tati, dacă mergi cu fața acoperită. Da, serios. Ciorbița și cam așa e rezultatul final. Acum o să vedem dacă și place lui Raluca, să vedem ce părere are, dacă e ce trebuie sau mai trebuie să mai exersez. Da, și copilașii s-au jucat, până la urmă s-au fără baterii și Felix a dormit, cum ați văzut, mai devreme în picioare, așa lângă pat. Așa de caraghiuz a fost. I-am luat acum, i-am pus în pat și pe Daniel și-au adormit. Melisuca încă nu doarme și Raluca cred că mai are un pic să editeze acolo și după aia o să facem proba la ciorbiță. Momentul adevărului.
Vine testerul. Ia să vedem. Să vedem. Dar știi că e o problemă, că dacă o să iasă prea bună, după aia nu mai faci. Da, nu fac greși, mai ales că fiind prima. Nu nimic. Mereu e loc de mai bine și de învățat. Îți mulțumim, Tată, din cer pentru darurile de mâncare și pentru grija care ne porți în fiecare zi în numele Domnului Iisus. Amin. Enjoy. And like always, enjoy. Ia să vedem. Miroase bine. Este dacă aș fi cu ochii închiși, mi-aș da seama ce e. Puțin suspans. A, tu aștept să zic ceva? Păi... Nu foarte bună. Îți place? Da. Ce? Foarte mult. Da, trebuie să zici și rețeta pe care ai urmat-o. Am zis deja. A, da? Foarte bună. Mă bucur, îți place. Și mă bucur că mi-a ieșit și mi-a trebuit aruncată. Poți să oprești cam emoții să mănânc. Să-ți plesc în... Se pare că ciorbița mea are succes nu numai la mami, ci și la copilaș. La ciorbă. Vrei să mănânci tu ciorbică? O pâine toală toată. Dar nu... Păi pus pe un pic să vezi ce bun. Uite, tu în ciorbă dacă nu mă am. Îți spun și ție? Hai să spun de-o ție. Nu, mă, să mergi. Vrei să guști un pic de la Daniel să vezi cum e? Vreau să-i dau un pic să guste de la tine, da? Nu. Pic. Nu. Hai că mă spun ție aici, dacă Daniel mă... Un picuț, dacă nu place. Un picuț, îți spune tate. Daniel, să știi că e frumos să împarți cu Melisa, nu așa, că și tate îți spune ție și tu trebuie să pui și cu Melisa. Ia vină Melisa să vedem dacă îți place. Tati, vină cu ce? Tata, ce ți-am spus eu mai devreme? Sunt statul la televizor așa aproape. Te rog frumos, nu mai stai așa aproape. E bun? Îți spun? Vrei? Hai că îți spun. Hai să mă spun mai mult, că te e puțin. Tati e prea puțină și Felix are mai mult ca tine. Uite eu am. Stai, tati. Ce fac acum? Care cu ce? Care am făcut eu? Trebuie să rup o bucată de pâine. Gata. Așa, așa, așa. Eu nu pot să-mi bau mediu. Da, și mai bine ca înainte. Thank you.
Să văd dacă reușesc să vă arăt. Am postat rețeta de covrigi, probabil ați văzut-o deja. Dar când să o pun acolo ca să vă apară în spatele vlogului, acolo la sfârșitul vlogului să vă apară la recomandate, la vlogul de ieri mă refer, am căutat rețeta și am pus acolo covrigi Luca Gheorghe, că la toate rețetele îmi pun numele și găsesc mai ușor. A, de aici așa nu mi-apare. Oare am pus doar covrigi? Nu, am pus covrigi la Luca Gheorghe. Nu mai știu cum am pus. Ba da. Cred că am pus doar covrigi la Luca. Și asta este rețeta mea. Și mi-a apărut o altă rețetă. Covrigi pufoși, rețetă rapidă, pusă acum un an, de Andra Udrea. Și seamănă foarte mult pozele între ele și scrisul mi se pare că e foarte, foarte asemănător. Da, nu cred că e chiar același fel de scris, dar e tot scris cu alb, bine, la mine e cu contur negru, dar... și poza mea și poza de jos sunt cu covrigii tot în tavă, pe hârtia de copt. Nu știu, mi se pare că seamănă foarte, foarte mult. Bine, parcă deja... Parcă v-ați vorbit. Parcă zici că ne-am vorbit sau fiind rețeta ei deja de un an de zile, parcă zici că am făcut după ea. Dar, nu, inspirația mea a venit din altă parte, numai că mi-a apărut așa acum când... Ne-am inspirat din aceeași parte? Nici asta nu cred, pentru că rețeta pe care am văzut-o eu și mi-a plăcut, am găsit-o pe o pagină turcească, oare? Cred că o pagină turcească am găsit, pe o pagină turcească, dar tot așa a fost postată acum vreo două luni rețeta aia și m-am uitat și mi-a plăcut și am refăcut-o cu ajustările mele. Dar, da, mi se pare așa... interesant, ia să vedem ce scrie aici. Ingrediente 450 de grame de făină, la mine sunt 550, deci nu e aceeași rețetă, dar seamănă, în orice caz, seamănă destul de mult și cred că și ea pe covrigii a pus tot mac, ca și mine. Eu aș fi vrut să pun susan, sincer, dar nu aveam susan și atunci am zis că până mai ajung la cumpărături fac tot cu mac. Deci sunt foarte, foarte asemănătoare. Multă lume ar putea crede că a fost sursa mea de inspirație, însă nu, din păcate, nu. Gata, dragilor, am rămas ultima. Și voiam să închei filmulețul, că așa e frumos și mă străduiesc de câte ori pot să îl închei, să nu rămân așa în aer. Așa că vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Bye.